toate aceste declarații nu confirmă decât acea realitate pe care dumnealor vor să o ascundă, anume aceea că se tem. În realitate se tem și domnul Tăriceanu se teme că își pierde poziția de președinte al Senatului și domnul Ponta se teme că își pierde poziția de prim-ministru, ce să mai vorbim despre faptul că se teme că nu o va câștiga pe aceea de președinte. Se tem pentru lucrurile lor personale, pentru că de fapt despre asta vorbim, oamenii ăștia, asta i-a adus la oaltă. Dacă urmăriți, îi urmăriți pe cei care au mers către zona Tăriceanu, fiecăruia dintre aceștia îi găsiți îi găsiți o legătură cu PSD-ul, un anumit interes, un jubatista, dacă vreți, în care plânge plecarea de la puterea PNL-ului. Despre asta vorbim. Aici vorbim de un lucru cât se poate de clar. Pentru mine nu există partidul domnului Tăriceanu, există un PSD care se numește un pic diferit. Da, și atât, nimic mai mult, și care urmărește cu rigurozitate comenzile venite de la partidul mamă, partidul mare. Dar în realitate se tem. Și se tem de o coerență a dreptei, pentru la cărei distrugere au lucrat cu foarte multă ardoare și au sperat foarte mult timp că ea nu se va întâmpla. Eu nu spun că nouă ne va fi ușor sau că ne este ușor. Eu nu spun că timpul ne lucrează în favoarea noastră, pentru că, iată, e un timp foarte scurt. Dar spun că intrăm cu sufletul deschis și în bătălia asta în mod onest. Acum, dacă România așa vor decide, noi respectăm decizia lor. Da, am rămas ușor șocată la afirmația cum au avut acces la bani ca președinte al Camerei Deputaților, nici măcar de bugetul Camerei Deputaților nu dispui, pentru că există un secretar general în acest sens, dar nu mă aștept la domnul Ponta să aibă măcar informația de bază în acest sens. Eu cred că Victor Ponta în momentul ăsta încearcă să-și acopere neputința conducerii acestei țări din funcția de prim-ministru cu diverse declarații, bombe, bombițe aruncate, subiecte de presă, care să acopere realitatea vieții oamenilor. Vedeți, astăzi un secretar de stat a vorbit despre creșterea contribuțiilor la asigurările de sănătate. O temă importantă a României, sistemul de sănătate, o temă extrem de importantă, creșterea a încă unei contribuții la bugetul de stat. Că ele cresc, că românii le plătesc, astea sunt realități. Că bugetul țării nu crește, este de asemenea o altă realitate, pentru că v-aș aduce aminte că acea acciză de 7 eurocenți pe care românii au simțit-o la alimentarea cu combustibil și au simțit-o și în prețuri, în creșterea prețurilor, ea nu s-a regăsit și în contribuția la buget, pentru că în același timp a crescut foarte tare și evaziunea. Dar ce înseamnă de fapt această contribuție la asigurările de sănătate, pentru că e o informație importantă pe care s-o dăm oamenilor? În momentul în care noi am introdus contribuția la sănătate, Guvernul Buc a introdus contribuția la sănătate, s-a vorbit foarte tare de tăierea pensiilor. Deci ce vrea domnul Ponta să facă în momentul de față? Să taie pensiile. Despre asta vorbim, folosim strict limbajul pe care dumnealor l-au folosit timp de 2 ani de zile. Timp de 2 ani de zile au vorbit despre tăierea pensiilor, care nu a existat. A existat această contribuție la sănătate pe care Ponta vrea să o ridice de la 5, de să o dubleze. Ne reamintim cu toții două momente. Înainte de alegerile parlamentare din 9 decembrie, am avut, nu-i așa, o informație dată tot dintr-un minister, atunci era Ministerul Finanțelor, în care se vorbea de creșterea cu 16% a taxelor și impozitelor locale. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un lucru simplu. Domnul Ponta atunci a ieșit extrem furibund, spunând, nu este adevărat, așa ceva nu o să se întâmple. A urmat 1 ianuarie, taxele și impozitele locale au crescut, ba mai mult, domnul Ponta a spus că acel primar care îndrăznește să nu crească taxele și impozitele locale cu 16% nu va mai beneficia de sprijinul guvernului în niciun fel de proiect. Și al doilea lucru, Olchim. Olchimul, acolo unde domnul Ponta a spus în campanie electorală că el garantează că oamenii vor avea locuri de muncă, că le va merge bine, că totul va fi minunat, iar acum ei sunt fără locuri de muncă. Asta este realitatea. Dat din casă, pentru că de fapt și de drept asta e informație cu privire la lucrurile asupra
la cărora ei se gândesc, la ce lucrează. Și noi vom vedea acest lucru după alegerile prezidențiale. Da, a fost...